for better days. Asta înseamnă că cetățeni, cei care sunt stăpâni în țara, ei vor avea și mai multă posibilitate și resurse să-și îndeplinească visurile, planurile, cum țara lor, orașul lor, regiunea lor poate să arate. Și aici, în primul rând, vreau să mulțumesc societății civile, organizațiilor non-guvernamentale pentru tot ce ei fac în această privință. Sunt mândru ca ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, că putem și suntem aici să susținem, să susținem aceste eforturi cu asistența din partea noastră, care este aici exact pentru asta, pentru oameni din Republica Moldova. Noi împreună cu dumneavoastră să fim cei care o să-i abilităm împreună cu ei, să se implice, să monitorizeze ceea ce se întâmplă în proiectele care se implementează, să cunoască cel puțin de unde finanțarea, că uneori nici nu se știe cine e finanțatorul, se presupune cineva, cine implementează, cum să fie utilizate bunurile, cum să fie o continuitate a celor proiecte care noi, într-adevăr, cu mândrie și cu gândul la o viață mai frumoasă le încercăm să le implementăm. De ce? Prin intermediul acestor proiecte care au fost inițiate deja în luna august, a început un proces de dezvoltare și dinamizare în diferite localități ale regiunii de sud și avem certitudinea că aceste proiecte vor schimba în bine lucrurile în regiunea de sud. Noi considerăm că însuși infrastructura în sine nu aduce la îmbunătățirea serviciului. Serviciul poate fi cu adevărat simțit de cetățeni când este utilizat de cetățeni. Și de aceea, atât în domeniul, în sectorul apă și canalizare, în domeniul managementul deșeurilor, avem multe provocări de faptul că se construiesc sisteme, se construiesc diferite infrastructuri pe aceste domenii, dar cetățenii nu tot timpul conștientizează că acestea trebuie să le utilizeze, conectez, dar mai problematic de multe ori este anume achitarea pentru aceste servicii. Autoritățile publice locale sunt responsabile să asigure acces la serviciile publice locale, dar fără acest parteneriat între cetățeni și autoritatea publică locală, nu putem asigura, să spunem, acea mediu calitativ în localități. Atunci când cetățeanul înțelege pentru ce, cine alocă banul, și cetățeanul se implică în monitorizarea, în procesul de luare a deciziilor, atunci când este vorba de banul lui, de serviciile pe care se construiesc în localitatea lui, atunci și proiectul sau tot ce se va construi este o durabilitate. Desigur că ceea ce se construiește, vorbim de sistemul de canalizare în municipiul Cahul și satele din apropiere, este o investiție foarte mare și este o durabilitate. Dar consider că cea mai mare durabilitate este investiția în oameni. Vom avea generații de oameni care vor înțelege și vor disemina din cunoștințele lor, experiențele lor și copiilor, buneilor, părinților lor. Implicarea cetățenilor pentru un primar este de fapt încrederea pe care și deschiderea administrației publice locale față de cetățeni și invers, deoarece implicarea cetățenilor la toate etapele de implementare a proiectelor este ceea ce, de fapt, noi numim credibilitate față de administrație publică locală, transparență, chiar și mai mult ca atât, oamenii și cetățenii văd toate etapele proiectului.